Cu o cultură de tip enciclopedic, devotat ideii de excelență în tot ceea ce a făcut, Radu Beligan a fost întruchiparea actorului, a spiritului teatrului. A debutat pe scenă în spectacolul Crimă și pedeapsă în anii 30. La Teatrul Național din București a venit pentru prima dată în 1945. Mai târziu, în 1961, a înființat Teatrul de Comedie, fiind directorul acestuia timp de 8 ani. De asemenea, a fost profesor la Institutul de Teatru și Film și a fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2004. De-a lungul carierei a realizat peste 80 de roluri în teatru și 30 în filme. Actorul Radu Beligan a primit în 2011 o stea pe Aleea Celebrităților. A fost apropiat de Teatrul Național Craiova, catalizator și îndrumător spiritual al lui Emil Boroghină, căruia i-a insuflat ideea de a face Festivalul Shakespeare. Spectatorii craioveni au putut urmări pe Radu Beligan pe scena Naționalului în câteva spectacole memorabile, iar în anul 2010 a susținut conferința Confesiuni despre artă și viață în cadrul întâlnirilor spectator. Radu Beligan mărturisea cândva: iubesc teatrul, care este arta de a povesti opozițiile. Teatrul te învață să-l cunoști și să-l iubești pe celălalt.